Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv au obligația de a înscrie acești copii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Toți copiii ai căror părinții solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Evaluarea dezvoltării acestor copii și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar va avea loc în perioada 5 aprilie-26 aprilie. Evaluarea dezvoltării copiilor se va realiza conform programului postat pe site-ul ISJ Vâlcea și respectiv CJR Vâlcea. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare. Având în vedere că înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este o etapă importantă în viața familiilor, recomandăm părinților să consulte site-urile școlilor și să se informeze din materialele de promovare cu privire la oferta educațională și la facilitățile oferite de unitățile de învățământ, astfel încât să aleagă informați unitatea de învățământ la care își vor înscrie copii. Legat de planul de școlarizare, care are termen de aprobare al Ministerului Educației în 15-20 mai, acesta alocă pentru învățământul de masă în județul nostru 148 de clase de pregătitoare pentru un număr estimat de 2708 elevi, iar pentru învățământul special, două clase pentru 10 elevi. Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar an școlar 2023-2024 pot fi consultate pe site-ul unităților de învățământ preuniversitar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.